Și aia are căciuliță, iar aia n-are căciuliță. Deci, uite, căciulița e foarte bună. Bă, ăsta e cam mare, nu credeți? Da, facem un unboxing azi. Și, deci, uitați-vă numai cât e de mare cutia asta, bă. O să vedeți imediat ce am aici. Ceva ce așteptam să-mi vină de ieri. Sau la altieri, nu mai știu, la altieri am dat comanda, ceva de genul, oricum, da. A venit și bineînțeles că nu facem nicio reclamă de data asta, bineînțeles că mai cumpărăm și noi youtuberi câte ceva, nu facem întotdeauna reclamă, primim produse, noi suntem mari barosani, nu, pe ăsta am dat bani, da, nu vedeți aici, nu facem nicio reclamă, nu contează, oricum, hai să le desfac. Hai să vedem ce avem înăuntru, hai mă, așa. Hai, hârtie. Op. Op. Băi, ce? Băi, stai. E invers. Cum e asta? Stai mă, că e pus invers. Uite, e invers. Da. A, cam așa e. Stai așa că trebuie să o scot de aici. Să dau cutia la o parte. Și să rămână doar asta. Da, ce husă mare și frumoasă aici. Simpatică, nu? Bun, hai să vedem ce avem în husă. Oh, are de asta cu două. Uite, bă, ce mișto e cu două. Și, hai, tac, 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 ce avem înăuntru? Ce avem înăuntru? Bă, nici eu nu știu, sincer, trebuie să... Adică știu ce este. Hai să vă spun de la început, că poate vă interesează pe unii sau poate sunteți curioși și nu vă zic. Nu vă zic, hai să vedem ce avem. Avem aici două săculețe, da, două săculețe, în care sunt, ce sunt în aceste săculețe. Opa, te rup ceva, s-a lipit. Hai mă, deci, pe bune. Ce? Nu știu. Deci, habar nu am, trebuie să-l montez, deci. Am într-un săculeț între asta mai multe chestii. Dar în principal e o chestie dintre asta care arată, stai că nu se vede. Am scăpat ceva. Care se vede, care e cam așa, adică, stai că trebuie să dau asta mai în spate, că nu-mi place cum se vede, sincer. Așa e mult mai bine. Bun, deci am aici niște panouri dintre astea. Mai exact, mi-am cumpărat niște lămpi sau lampe sau cum se zice, niște lămpi luminoase. Cu o lumină puternică, adică eu sper să fie puternică pentru că am nevoie de o lumină puternică, pentru că în momentul ăsta am o lumină aici, deci am o lumină care, deși afară e lumină, deasupra mea e becul, e lustra, lumina asta e foarte, foarte slabă, adică nu mi-ajunge, nu-mi place cum e. Am două dintre astea, bine, sunt diferite, dar oricum, și nu prea-mi place cum bate, deci uite, e destul de slabă lumina asta, stai așa să o pun la loc, și... Mi-am luat ceva mai profesional, sper să fie cât de cât bun. Și am aici, deci, cam așa trebuie să arate și aici are multe becuri, vreo 5 becuri. Și acum va trebui să-l montez, adică am doi săculezi dintre ăștia. Astea sunt niște bețe, trebuie să mă uit acum cum îl montez. Și aici mai sunt, mamă, stai așa, trebuie să fiu foarte atent pentru că sunt becuri înăuntru și sper să nu spart becurile. Deci, am aici o cutie și să văd ce am într-o cutie. Pentru că astea, cred că sunt câte două, adică sunt câte două, asta o știu, sigur că sunt câte două. Și asta ar fi lampa, probabil una din lămpi. Mamă, dar e mare, deci ăsta e un cablu, sunt pe curent, deci mi l-am ales pe curent că e mult mai convenabil, adică mai convenabil. Nu mi se termină bateria, pentru că nu suport asta când se termină bateria și rămâi fără lumină atunci când ai nevoie mai mare. Și am aici o lampă. Are 176 de LED-uri, scrie aici. Deci, are 176 de LED-uri, așa scrie aici, dar eu acolo pe model văzusem că avea 5 becuri, deci 5 becuri mai mari. Deci, sincer, chiar nu știu cum e asta. Dar o să-i fac acum un test. Cablurile văd că sunt destul de lungi, cred că are vreo 3 metri cablul ăsta, e foarte, foarte lung. Și asta e bine, așa că, hai să vedem. Deci, acum urmează proba. Băgăm în priză. Da, n-a pornit, stai așa că nu-i pornită. Aici, on, off, ia, da. Dar de ce nu s-a aprins? Dar de ce nu s-a aprins? Nu l-am băgat bine. Gata, nu era băgat bine. Mamă, ce lumină are, vai, mamă. Și data abia la 21, deci nu știu dacă se vede, are aici 21.
Și dai tot mai puternic. Vai, mamă, băi, deci... Vai, ce tare, deci acum e la minim. Acum este la 10, deci e minim. Și acum am să-i dau puțin mai tare. Deci mai tare, mai tare. Vai, deci nu vă imaginați ce lumină dă acum. Deci, wow, așa da. Deci în comparație cu aia pe care o am. Vai, mamă, și o lumină albă foarte, foarte mișto, naturală. Adică lumina albă e cât de cât mai naturală, să zic. Wow, deci nici nu se compară. Deci nu se compară, deci... Uite ce fel bate lumina asta față de cealaltă. Deci aia nu bate absolut deloc. Deci asta, uite. Vai, mamă, mă dor ochii. Deci acum este la 10 și de aici îi dau pe asta mai tare, mai tare, mai tare, mai tare. Nu știu dacă se vede aici cum luminează din ce în ce mai mult. Și aici îi 0. Acum am închis-o. Deci are foarte, are 176 de LED-uri, una dintre asta. Una dintre asta are 176 de LED-uri. Are aici un mâner foarte mișto de care poți să o ții așa. Și aici trebuie să o pun pe stativ. Deci am două dintre astea, două lămpi dintre astea foarte mișto, dar nu o mai desfac pentru că este exact la fel ca și cealaltă. Punem din nou aici cutia, adică cusa asta mare, și mai am aici două cutii. Două cutii care probabil sunt stativele. Hai să o pun din nou pe pat. Și aici am stativele probabil, mai mult ca sigur. Așa că hai să vedem cum arată și un stativ din ăsta. Ușor să nu spar măsuța. Nu mai are nimic în cutie. Deci, mamă, ce mișto e. E un metal. E un metal. Deci nu e plastic, asta e bine. E un metal. În schimb, lampa parcă mi s-a părut din plastic. Nu știu sigur, dar... Da, lampa este dintr-un plastic. Lampa e dintr-un plastic mai dur, dar ăsta este din metal. E un metal destul de ușor. Bun, acum vreau să le montez. Să văd exact, sincer, cât de mari sunt și cam ce fel o să arate. Deci acum am doar lumina, asta am o singură lumină, pe a doua nu am pus-o în cealaltă parte, dar oricum este destul de slăbuț. Dacă stau aici, să zic, se vede cam așa, trebuie să stau exact în raza luminii, iar dacă e mai la distanță, nu prea se vede atât de bine și asta nu-mi place și nu mi-a plăcut niciodată la asta, pentru că e de apropiere, să zic așa, trebuie să stai la jumătate de metru în față și plus că mă orbește, așa îmi bate direct în față. Iar acum, deci, mă lupt cu ăsta, nu știu cum să-l desfac, sincer. Trebuie să-mi dau seama cum îl desfac mai întâi. Uite, are aici, cred. Ăsta, așa, frumos. Iar picioarele, cred că... Deci ăsta văd că are un arc aici. Deci are un arc, în caz de cade, uite ce fel face, ca să nu se strice. Super. Da, și acum picioarele astea trebuie să le desfac așa. Trebuie să... A, uite, am descoperit. Hai că am descoperit. Trebuie să le împing așa. A, uite ce fain e, mă. Deci dau așa în jos. Stai că trebuie să-l strâng aici. Care 2 metri, care mai mult de 2 metri asta? Zici că asta dă până în tavan, ești nebun la cap, deci uite până în tavan dă. Ei, 2 metri scria care. Are mai mult de 2 metri. Deci mă lupt de vreo 10 minute cu lampa asta pentru că nu știam cum să pun țevile alea, chestiile astea și ții. Astea care seamănă cu niște undițe, am crezut că o să pocnească și m-am uitat acum pe net că nu mai ved, nu mai îmi dădeam seama cum, n-are nicio carte, deci un minus nu are nicio carte chestia asta. Trebuie băgate aici, dar are niște găuri foarte dubioase că nu-ți dai seama prima dată cum trebuie să băgate. Mai are încă două puse, asta cred că trebuie să o pun aici. Și mai are încă una de zici că e o... Ce e asta? O căciulă, o băscuță. De zici că e o băscuță chestia asta, să mor de nu, uite. Oh, dar nu prea îmi vine, mă strânge. Nu știu ce e asta. Cred că trebuie să o pun aici. Asta cred că e pentru aici. Hai, mă. Așa, bun, bun, bun. Și acum hai să facem un test, o băgăm din nou în priză. Deci cam așa arată prima, nu-mi dau seama, nu prea se vede foarte bine pentru că normal ar trebui să fie din locul de unde filmez, să fie tot așa din spate, să bată ca și asta.
Dar o montez și pe cea de-a doua și după care o să-i facem așa un test, am să le pun în spate să vedem cum se vede cu ele. Amândouă, mamă, zici că-s două proiectoare mari. La ăla nu i-am mai pus căciulița aia, am vrut să văd așa care e diferența dintre ele, dacă se vede cu căciulița mai bine sau fără, nu știu, așa se vede. Zici că-s două monitoare, deci e super mișto. Da, cam astea sunt, iar acum hai să vedem invers, dacă le pun în partea asta, să văd cum o să se vadă așa cu ele. Bun, deci acum le-am mutat în partea aia și Sabina o să le aprindă să facă mount test. Deci hai, aprinde-le. Una, da. Două. Și nu-s la 100. Așa da, tati, avem lumină mai bună, putem să filmăm mai bine, deci uite dacă mă apropii, deci nu mă dor ochii pentru că are asta albă, pânza asta în față, deci e genial, e o lumină albă, seamănă foarte bine cu cea naturală și părul meu stă super bine. Ok, deci hai, lumina, până se focusează mai bine și vreau să le dau jos, ia să văd dacă le dau jos. Deci cum se vede fără el, adică fără asta albă, poate e mai puternică, nu știu, sincer. Wow, stai că îmi bate direct în față. Deci acum nu mai au pânza aia albă în față, doar că îmi vine direct lumina în ochi ca la cealaltă, deci e foarte bună pânza asta din ce observ. Și aia are căciuliță, iar aia n-are căciuliță, deci uite, căciulița aia e foarte bună. Deci așa se vede fără pânză, cel puțin din perspectiva mea, încerc să-mi țin ochii deschiși, dar nu prea pot. Asta e mai puternică, că nu are căciulița asta pe față, iar asta are pânza. Dar pânza asta, deci e o diferență totală. Deci e o diferență totală cu pânză. Deci pânza asta oprește din lumina aia puternică care îți vine în față, dar tot așa dă o lumină foarte bună, deci e super. Super, super mișto chestiile astea. De acum putem să filmăm, să nu mă mai plâng că, nu știu, voi nu prea, poate ați observat, poate n-ați observat că uneori nu am lumina foarte, foarte bună, deși am lampa asta e foarte bună. E o chinezărie, habar n-am. Dar oricum e bună. Nici astea, sincer, nu știu ce firmă sunt, ce chinezării sunt, habar nu am. Dar oricum, deci astea sunt noile mele lumini. Sper să vă placă pe viitor la următoarele videoclipuri. Așa că eu acum ne gândeam să facem o prăjitură. Dacă tot avem lumină mai bună, să nu mai fie umbra în spatele nostru tot timpul, sperăm. Da. Așa că, dacă v-a plăcut acest unboxing, review și ce a mai fost, nu știu ce a mai fost aici, deci sper că v-a plăcut și mă puteți susține cu un mare, mare like. Iar noi ne vedem data viitoare la un alt fel de videoclip. Așa că nu uitați să vă abonați la canalul meu pentru viitoare videoclipuri. Și cam atât. Așa că, numai bine. Ce lumină am! Băi, invitele pe tine, îmi pare rău, nu vreau să te mai folosesc de multe ori, dar mersi că mi-ai fost de ajutor. Asta e bună, că pe tine o să te iau cu mine peste tot, pentru că tu ești așa mai micuț, aia azi cam mari și cam greși și îmi trebuie priză, așa că o să fii bună și tu cândva.